Este stabilită de ani buni la Sankt Petersburg și a revenit acasă pentru a organiza o expoziție mai puțin obișnuită. Luminița Taburțea și-a expus picturile alături de cele ale tatălui său, regretatul pictor și fondator de școală de arte plastice Ion Taburțea. Expoziția este intitulată Omagiu și poate fi văzută la Galeria Constantin Brâncuș. Luminița Taburțea a mai avut expuneri ale lucrărilor sale la Chișinău. A organizat chiar o expoziție a pictorilor din Republica Moldova stabiliți la Sankt Petersburg. Este însă o premieră când picturile ei sunt etalate alături de binecunoscutele lucrări de grafică ale regretatului Ion Taburțea, tatăl care i-a transmis pasiunea pentru pictură, dar și dragostea pentru Chișinău, pe care ea îl pictează departe de casă. Oraș Chișinău, care tare îmi place, care are așa o căldură, care vine din pământ. Și când te plimbi prin Chișinău, atâtea platani, atâtea aer, atâtea copaci, e ceva extraordinar, o atmosferă foarte frumoasă în Chișinău. Regăsim aici și livada părinților. Vedeți, așa expoziția parcă s-a împărțit în două. Deci noi vedem țara, vedem satul moldovenesc și vedem orașul moldovenesc. Ideea de a organiza expoziția a devenit în scurt timp realitate. Am discutat acest subiect în aprilie și după care acum câteva zile la Sankt Petersburg când am fost la for și mă bucur foarte mult că în timp foarte scurt s-a putut realiza acest lucru foarte frumos. Întâlnirea cu picturile de proporții ale Luminiței Taburțea, cu lucrările mai cunoscute și apreciate ale regretatului Ion Taburțea, le-au prilejuit vizitatorilor emoții. Domnul Ion Taburțea mi-a fost la viața mea foarte important. Mi-a fost îndrumătorul și de bază în artă mi-a pus-o dumnealui când eram copil de 14 ani la școala de pictură de copii. Când am venit, noi am fost prima promoție care am absolvit la dumnealui și ne-a predat foarte bine. Luminița îi aduce un omagiu. Asta e chiar mai rar, nimeni așa ceva nu face, nimeni. Dar și pictura ei mare însemnătate are, o pictură adevărată. Luminița Taburțea, prin această expoziție, ne-a răscolit amintirile. În 1969, maestrul Ion Taburțea a reușit, totuși, cu susținerea autorităților de atunci, să deschidă această școală, care a dat roade, nu numai că a educat generații întregi de artiști, dar a pus respectiv și baza învățământului superior. Sunt, de fapt, două școli de pictură, una de la Chișinău, domnul Taburțea, și Luminița a început aici, sigur, are și ea influența, s-a format în această școală. Și școala de la Petersburg, care a preluat-o, s-a transformat, și este azi așa cum o vedem aici. Aceste lucrări ei sunt pentru noi ceva nou, fiindcă Luminița este stabilită în Petersburg. Ea a venit cu niște lucrări cu o viziune practic mai proaspătă. Atâta lumină emană aceste lucrări, cu venind de la Petersburg, unde soarele poate mai puțin apare, iată vine soarele pe lucrările Luminiței. La Sankt Petersburg sunt pictoriță, pictăm, desenăm, predăm la copii și la cei mari. Dorul de casă totdeauna este și va fi și, dacă observați, toată pictura mea e legată cu Moldova. Lucrările Luminiței și ale regretatului Ion Taburțea, reunite în expoziția Omagiu, pot fi văzute la Galeria Constantin Brâncuș până la sfârșitul lunii iunie.